Poliția română scoate la concurs 1053 de posturi, toate de ofițeri. 600 de locuri li se adresează subofițerilor care au șansa ca, în urma unui concurs, să treacă în corpul ofițerilor și să aibă astfel mai multe responsabilități, dar și o remunerație pe măsură. La rândul său, Poliția Buzoiană vrea să angajeze 2 ofițeri specialiști pentru Serviciul Comunicații și Informatică. Pentru aceste posturi, candidații trebuie să fie absolvit o facultate care să aibă legătură cu domeniul informaticii și tehnologiei informaționale, cibernetică sau inginerie aerospațială. Este vacant și un post de ofițer specialist la compartimentul financiar-contabilitate, pentru care sunt necesare studii de specialitate. Un absolvent de ASE, de exemplu, are în acest caz șanse mari să se angajeze la IPJ Buzău. Înscrierile pentru concurs se fac online până pe 5 iulie, ora 16, inclusiv în zilele nelucrătoare, dată până la care dosarul trebuie să fie complet. Începând cu 1 iulie, copiii sunt așteptați de luni până vineri în Parcul Crâng și în Parcul Tineretului pentru a învăța, a se distra și a descoperi lucruri noi într-un cadru natural și prietenos în cadrul proiectului Școala din Parc. Programul include o varietate de activități precum ateliere practice, cursuri, spectacole de teatru, experimente, ateliere de ecologie și mediu, cursuri de soroban, lecții în aer liber și multe alte surprize. Școala din Parc este singurul proiect din România care oferă activități de educație non-formală pe toată durata anului. Proiectul, finanțat de Primăria Municipiului Buzău, se realizează prin Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Participarea este gratuită. Situație dezastruoasă pentru legumicultorii buzoieni. Prețul roșiilor vândute de ei a scăzut dramatic, iar clienții sunt din ce în ce mai puțini. Oamenii au ajuns să vândă roșiile cu 80 de bani kilogramul doar ca să scape de ele, dar nici așa clienții nu se înghesuie. În aceste condiții, legumicultorii sunt puși în situația de a arunca roșiile pe care nu reușesc să le vândă. În piața centrală din Buzău, roșiile se vând în medie cu prețuri cuprinse între 3 și 5 lei. Excedentul de roșii pe piața a fost creat de programul Tomata, care a adus un număr mare de cultivatori înscriși. Consilierii municipali buzoieni au aprobat recent planul urbanistic zonal, ce vizează transformarea unei zone întinse din oraș într-un nou cartier rezidențial modern. Proiectul va fi realizat de o firmă al cărei administrator este un cetățean american. Noul cartier va include blocuri de locuințe cu 4, 6 și 8 etaje, amplasate pe un teren viran situat pe partea dreaptă a Bulevardului Unirii, în direcția podului Mărăcineni. Proiectul prevede împărțirea terenului în 5 loturi distincte. Primul lot va fi dedicat spațiilor comerciale și va include o parcare generoasă. Celelalte 4 loturi vor fi destinate construcției de blocuri, spații verzi, parcări, trotuare și alei.